Bună dimineața, bună ziua, bună seara, bună noapte, români de pretutindeni! Astăzi avem bucuria să ne întâlnim din nou pe un subiect extrem de interesant, care ține de percepțiile noastre. Cum vedem noi realitatea? Cum înțelegem ce se întâmplă în jur? Avem o anumită experiență de viață care ne fixează mintea într-o direcție sau în altă direcție și văzând într-un fel sau în alt fel lucrurile, noi acționăm bine sau rău. Nu e vorba de neapărat de inteligența pe care o avem. Sunt oameni foarte inteligenți care fac tâmpenii mai mari decât pot ei gândi că se poate. De ce? Din diverse motive. N-am ajuns în momentul actual la o situație dramatică. Pentru că nefiind suficient de conștienți de cine suntem, de unde venim, încotro ne îndreptăm, ce treabă avem pe lumea asta, am început să stricăm. Azi avem ca invitați ca de obicei pe domnul Radu Dob, doctorul Dob, și pe domnul Marius Marinov, care are un proiect fascinant, extraordinar, care mai dă o speranță oamenilor, dacă oamenii sunt conștienți. Dacă nu sunt conștienți, doar Dumnezeu mai poate să dea speranță. Marius, te rog. Bună dimineața, bună ziua, bună seara, indiferent de unde vă uitați la această emisiune minunată care intră în casele voastre. Și mulțumesc foarte mult pentru invitația de astăzi. Din păcate trăim o perioadă destul de tristă pentru omenire, o perioadă de grea încercare în care valorile noastre se schimbă cu o rapiditate fantastică. Dar, din păcate, veștile nu sunt foarte, foarte bune. Avem o pandemie care ne încearcă, dar este cea mai mică problemă a noastră, pentru că pandemia va trece, dar problema cu adevărat mare este ce urmează. Încălzirea globală. Încălzirea globală, și vorbim aici de faptul că am ajuns să consumăm de 2 până la 3 ori mai multe resurse decât poate regenera Pământul. Am ajuns să poluăm aerul și Pământul, să ridicăm temperatura globală, să dezghețăm permafrostul, să dezghețăm ghețari care sunt înghețați de mii și mii de ani, milioane chiar. Și asta nu face decât un singur lucru. Apele planetare se ridică, inundă tot ceea ce înseamnă pământ agricol, arabil, de unde noi astăzi ne hrănim. Acel pământ o să devină sterp, nu o să mai putem să avem mâncare și ca atare pământul nu-i nevoie să facă mai mult de atât. Că de restul ne vom ocupa noi. Am văzut în istorie de atâtea și atâtea ori ce a însemnat ca un popor să rămână fără mâncare, dar mi-e o planetă întreagă. Ceasul bate ora 12. Și suntem cam la ultima sau chiar penultima bătaie. Trebuie să facem ceva. Am avut plăcerea în 2019 să fiu head of delegation pentru Comisia Europeană la Tokyo, unde s-a discutat long-term strategy climate change. Și am văzut acolo de la experți în materie cât de gravă este situația și mi-am pus niște întrebări. Expertiza mea de 23 de ani este în domeniul managementului integrat al deșeurilor. Iar când vorbim de climate change, al treilea mare poluator în lume care emite gaze cu efect de seră, sunt gropile de gunoi. Trăim într-o lume care nu este sustenabilă și odată ce lumea nu este sustenabilă, automat nu ne poate susține pe noi. Iar așa cum la noi în casă încercăm să facem lucrurile funcționale, e nevoie să le facem să fie funcționale și pe acest pământ. În ceea ce mă privește,
După 23 de ani am reușit să găsesc un mod în care, punând la comun 7 tehnologii diferite, să creez un sistem, un sistem care să ne permită să folosim tot ceea ce înseamnă deșeuri ca și resursă, mai mult de atât, să nu mai ducem absolut nimic în groapa de gunoi, fără să ajungem să distrugem și să incinerăm, pentru că în foarte multe țări asta este singurul mod în care lucrurile se fac. E complet greșit. E nevoie să recuperăm cât putem recupera, e nevoie să înlocuim cât se poate de mult resurse care sunt neregenerabile, resurse care sunt exploatate în momentul de față, cu resurse regenerabile și mai ales cu materii prime obținute din deșeurile care ne rămân de la consumul nostru propriu. Ca atare, lucrăm în momentul de față foarte asidu să lansăm un token, o monedă, care să poată să ne permită să finanțăm în toată lumea o monedă pentru a reuși să construim aceste sisteme, mai ales acolo unde nu există resurse financiare. Să construim aceste sisteme care după 5 ani de zile să fie date oamenilor din țările unde vor fi construite, fie că e Africa, fie că este orice alt colț al lumii. Noi trebuie urgent să ne strângem la oaltă și să construim aceste sisteme care transformă deșeurile în resurse, ca să nu le mai consumăm pe alea ale pământului. E real. Acum, noi trebuie să înțelegem că natura este sursa vieții, nu este resursă. Și oamenii ar trebui să fie o sursă, nu o resursă. Dar ei se consideră o resursă. Și avem consum de oameni, la fel cum avem consum de materii prime. În momentul acestor crize, oamenii sunt consumați la fel cum sunt consumate și deșeurile. De ce sunt consumați? Pentru că nu sunt prețuiți. De ce? Pentru că sunt considerați valori. Nu se vede calitatea omului, așa cum nu se vede calitatea mediului. Domnul doctor, cum scăpăm noi de confuzia dintre calitate și valoare? Ce părere aveți? Este o posibilitate, psihologic vorbind, medical vorbind, să te uiți la un om, nu ca la un articol care trebuie bifat sau ca la o resursă care trebuie cheltuită, ci ca la un suflet? E posibil să te uiți la un pom în aceleași condiții, nu ca la un lemn, ci ca la o ființă? Ce părere aveți? Aș începe să vă spun bună să vă fie inima și dimineața, și la prânz, și seara, și mâine, și în continuare, ca să aveți șansa să iubiți România. Cred că este important să înțelegem, și bine s-a spus, că civilizația umană, de la un model de civilizație care a trăit cu resurse în exces, am intrat în alt scenariu. Resurse care le-am consumat, am mâncat din ele și acum acumulăm resturi. Această trecere de la o formă la alta, de la consum la depozit, are niște consecințe care, din fericire, și asta ar putea să fie o parte din soluție, la ora actuală dezvoltarea tehnologiilor ne permite să măsurăm, senzoristica ne permite să măsurăm aproape orice proces. Măsurând procesele, putem să cuantificăm și să înțelegem semnificația unor creșteri, descreșteri bruște care dezechilibrează natura, dezechilibrează viu. Această discrepanță între inconștiența celui care are foarte mult și nu se gândește că diferențele de națiune, de poziție, de clasă socială
reprezintă condiții mortale. Astăzi a fost o imagine absolut zguduitoare. CNN-ul transmitea o imagine de incinerare în India, până acum am fost în India și pe malul Gangelui mai vezi cum sunt arse corpurile celor care au decedat. Erau un câmp pe care se făceau incinerări în masă. Trebuie să înțelegem că poziția omului care nu are decât drepturi, dar nu are și responsabilități, s-a terminat. Este o eră în care permafrostul nu numai că crește nivelul apelor, dar eliberează metanul și procesele se pot înșira într-o listă absolut îngrijorătoare. Ce avantaj avem? Sigur, scenariul nu este mângâietor, nu este liniștitor, dar din fericire, la ora actuală, sistemul de comunicare și de transfer de cunoaștere ne permite să ducem semnificația datelor acumulate spre factorii de decizie, care nu-i mai pot ignora. Costurile dezastrelor naturale în Statele Unite sunt de ordinul sutelor de miliarde anual și cresc, pentru că procentul dezastrelor naturale a crescut. Uitați-vă și merg mai departe în sensul celor care spuneați, domn profesor, începem să înțelegem care sunt efectele acumulărilor de mase, materie produsă de om, materialele plastice, nu chiar cu sumele de biodegradabil sau dacă sunt de origine naturală, s-au constatat că produc manifestări și schimbări ale genomului uman în aceeași generație. Deci plasticul determină modificarea epigenetică, deci informația ne vine corect din DNA, dar replicarea, transmutaza, dacă este în condițiile produse de o dereglare pe parcursul citirii acestei informații și de rescrierea ARN-ului și ADN-ului, în cursul vieții noi avem schimbări dramatice și din fericire putem să măsurăm aceste diferențe. Și aceste diferențe vor căpăta semnificație catastrofală pentru generațiile care vin. Nu mai putem juca cu ochii legați. Trebuie cu toții să dăm dovadă că ne pasă de ce urmează după noi. Așa este, corect. Imediat, Marius. Până acum, natura se ocupa de regenerare, de cogenerare, de tot ce vrem noi. Erau specii, o grămadă de specii, care erau de meserie să refacă sustenabilitatea Pământului. Acum, dat fiind că există această extincție în masă, ceea ce făcea natura trebuie să facă tehnologia. Deci, un ecosistem funcțional, tehnologic, care să mai permită cumva să se ușureze sarcina. Te rog, Marius. Aș vrea să completez ce spunea domnul profesor. Într-adevăr, putem să vorbim foarte mult despre efectele pe lângă metanul care iese din permafrost, CO2-ul în cantități foarte mari și așa mai departe. Dar ce aș vrea să le transmit telespectatorilor noastre este un lucru un pic mai simplu. Și anume, putem să discutăm și sunt ferm convins că ați auzit-o și pe Greta Thunberg și alți activiști de mediu care vorbesc foarte, foarte mult despre ce înseamnă reciclare, ce înseamnă sustenabil, ce înseamnă câte și mai câte. Realitatea e extrem de simplă. În momentul de față, la nivel planetar, există foarte puține locuri unde avem o reintegrare a deșeurilor pe care le consumăm, adică să luăm gunoiul așa cum este, să-l transformăm în gaz natural comprimat, luăm parte de mâncare pe care o punem în o stoarcem și o fermentăm, scoatem gazul natural comprimat, exact acel biometan care astăzi e gaz cu efect de seră, îl comprimăm, îl introducem cum este în waste management, de exemplu, face lucrul ăsta cu aproape toată flota lor din America, au înlocuit efectiv motorina cu acest gaz natural comprimat. Culmea, produs din deșeurile pe care le colectează. După care o treime din deșeurile colectate sunt deșeuri reciclabile, deșeuri care
pot să fie reintroduse back-to-back, adică le luăm, luăm cartonul, îl reciclăm, îl facem în pastă papetară, după care îl retransformăm în carton și facem din nou cutii reciclate. Luăm sticla de PET, o transformăm într-un flacon, luăm sticla de sticlă, o transformăm în sticlă, luăm aluminiu și așa mai departe. Adică, practic, noi reușim să facem un sistem de economie circulară despre care se tot vorbește și atât la modă. Iar ceea ce ne rămâne, o bucățică foarte mică din partea organică și o bucățică foarte mică din restul deșeurilor, în momentul de față există o tehnologie în Australia, suntem în discuții foarte avansate cu ei, în care efectiv deșeurile respective intră în sisteme deja existente care folosesc astăzi cărbun și sunt foarte poluante. Se introduc deșeurile în acest mix cu cărbunii, se recuperează absolut tot CO2-ul produs, care se amestecă cu zgura și se obține un nou tip de material, tip ciment, pentru construcții. Asta înseamnă, de fapt, cu adevărat, un sistem circular în care nu pierzi absolut nimic, vii în ajutorul naturii și grăbești niște pași ca oarecum tu să poți să lași casa ta curată. Acum, ce e important de înțeles este că să faci lucrul ăsta la nivel planetar ai nevoie de aproape un trilion de dolari. O instalație de genul ăsta pentru un oraș cu aproximativ 200.000 de oameni costă în jurul a 65 până în 80 de milioane de dolari. Asta este motivul pentru care folosim tehnologia, cum spunea bine domn profesor, să generăm acest token, un token care face ca fiecare om să poată să participe activ în a construi un sistem prin care să rezolve o problemă. E o problemă. Mă uitam azi dimineață, spunea legat de India domnul profesor și domnul doctor, și vreau să zic că eu am văzut o chestie la fel de interesantă. În Franța, oamenii au început să dea foc între vii, să genereze niște flăcări pentru a reuși, niște focuri controlate, bineînțeles, pentru a reuși să nu le înghețe strugurii, pentru că temperaturile, diferențele de temperatură sunt atât de mari încât întregi recolte se distrug. În România avem diferențe de temperatură de la zi la alta de câte 15-20 de grade. Vă dați seama cam ce face lucrul ăsta atât pentru corpul nostru, dar minte pentru microorganisme care sunt și mai sensibile. Adică momentul e acum să ne oprim și să facem ceva. Să facem. Că de vorbit am tot vorbit de vreo 20 de ani despre schimbări climatice, despre deșeuri, reciclare și așa mai departe, dar mare lucru n-am făcut, le-am trimis pe toate în China. Și uite, China a adus-o bine. Ni le-a luat, l-a reciclat și ni le-a trimis înapoi cu de 10 ori prețul și uite cum stăm acum. Luăm măști din China, luăm absolut tot din China. Situația e... Da, acum să vedem ce deșeuri nu pot fi reciclate. Nu pot fi reciclate deșeurile extrem de toxice sau radioactive. Acum, dacă ne uităm la toxicitatea deșeurilor fizice, ne gândim și la toxicitatea deșeurilor umane, mai ales cele politice, care decid soarta lumii. Sunt o toxicitate incredibilă. Iau niște decizii atât de lipsite de sens și atât de dramatice, mai ales în raport cu mediul natural, dar și cu societatea, încât ne punem pe gânduri, noi folosim un sistem toxic care ne conduce, este bine gândită structura socială, e nevoie să avem niște aleși sau e nevoie de niște specialiști, mai ales în condițiile astea dramatice, în care tot ce este pus la întâmplare devine toxic. E o întrebare, părerea mea, esențială în clipa de față. Ce părere aveți, domnul doctor? Cred că până să discutăm profesii, ocupații, joburi și preferințe, plăceri și așteptări neîmplinite, trebuie să mergem la noțiuni mai fundamentale. Cred că într-o lume care merge anapoda, merge cu spatele înainte,
Este timpul ca o națiune înțeleaptă să-și găsească propria soluție. Oricât ar fi de greu, cred că orice parte a Pământului a născut oameni care își pot înțelege locul din care se nasc, în care trăiesc, în care dispar și să se integreze în această lume. Cred că este timpul ca România, cu bunele și cu mai puțin bunele ei, să înceapă să gândească la o soluție care să-i dea șansa să existe în continuare. Spuneați că este o provocare sistemul de guvernanță. E adevărat. Toate sistemele de administrare a societății își dovedesc incompetența și slăbiciunile. Cred că până să se găsească un sistem acceptabil ca standard mondial, trebuie să încercăm să ne facem curățenie în propria ogradă, în responsabilitatea fiecăruia. Dacă spațiul meu, care înseamnă familia mea, care înseamnă curtea mea, care înseamnă strada mea, care înseamnă cartierul meu, îmi pasă de ele, vom putea să facem creșterea spre mai departe. Cred că trebuie să începem cu noi. Cred că acest lucru este absolut obligatoriu, pentru că căutând soluții la alții mai departe sau la proporții strategice sau cosmice sau planetare, este foarte greu să intri în specificul localității sau comunității mai mici. Cred că trebuie umplată la cărămizi, nu la ziduri, nu la clădiri. Cred că este necesar, și acum se poate, cunoașterea pe care o dovedește domnul Marinov. Sunt soluții tehnice care s-au născut în spații naționale și care, dacă o căutăm în România, generarea de energie care asigură consum complet de materie primă care intră în procesul de revalorificare, și avem câteva exemple geniale de inventatori în România. Cred că dacă noi începem să ne căutăm valorile care deja au gândit, deja au acționat, au scris proiectele, cum spunea domnul Horneț data trecută, dacă noi le prezentăm și le discutăm, le facem cunoscute atât celor care au cunoaștere avansată și celor care cunosc mai puțin sau cunosc aproape deloc, și cei care decid în numele nostru, trebuie să împărtășim, să deschidem o discuție, un dialog, unde să punem pe masă aceste valori care există la nivel de umanitate. Cine nu învață din experiența altora este imbecil. Trebuie să avem curajul să consumăm ceea ce a realizat societatea până acum. Mândria patriotardă că noi suntem mai grozavi decât alții mergea odată, nu mai merge. Cunoașterea umană nu mai are geografie, este universală. Open science este o realitate și cred că orice proiect trebuie să înceapă cu o documentare la care are acces toată societatea. Este obligație a instituțiilor de stat să facă cunoscute aceste dezvoltări, aceste concepte pe care trebuie să se ia decizii. Este absolut esențial. Dacă nu va fi un dialog, o luptă a surzilor, o confruntare a celor care nu știu și a celor care știu. Trebuie să găsim o soluție de a transfera cunoașterea avansată spre decizie, spre consumator, spre beneficiarul soluțiilor tehnice propuse de cei care gândesc mai repede, care văd mai departe. Este esențial să stăm în jurul mesei și să schimbăm cunoaștere, să schimbăm opinii, să avem curajul să înțelegem și cei care sunt cei mai puțini, au potențialul de schimbare cel mai mic, pentru că aceia vor da ritmul de mișcare. Trebuie să înțelegem că dacă nu coboară toată lumea din căruță, nu vom putea scoate din mlaștină vehiculul. Trebuie să împingem cu toții, nu de jur împrejur căruței, în spate, ca să ieșim din încurcătură. Este un moment, este un timp de adunare, de gândire, de
dispariție de ego-uri care nu trec de vârful pantofului și care trebuie să înțeleagă ca să putem merge mai departe, ca să putem avea ce guverna, trebuie să împărțim cu toții și să găsim soluțiile care sunt acceptabile pentru toată lumea. Da, asta este foarte adevărat. Acum, vedeți, problema este clară și este unică. E vorba de consumul de mediu sau de consumul de hrană sau de consumul de materiale. Problema este de fiecare dată ce rămâne și ce faci cu ce rămâne. Noi să spunem că mâncăm la masă. După ce am mâncat, digerăm și produsul final e un rahat pe care nu putem consuma. Din păcate, nici dacă îi punem unt. E toxic. De ce? E același lucru și cu mediul. Consumăm mediul și ce rămâne e fabulos de toxic. Ce faci cu toxinele astea? Eu întrebam la un moment dat copilor dacă le plac muștele. Și au spus, nu ne plac muștele. Dar gândiți-vă bine, copii, că musca este o ființă extrem de utilă. De ce e utilă? Că ne bâzie. Pentru că se așează pe orice obiect în putrefacție și acolo lasă ouăle care fac larve și care consumă și cadavru și rahatul și îl transformă în pământ fertil. E, acum, cum mai scoatem noi la capăt pământul fertil? Cu ajutorul tehnologiilor avem vreo soluție în această direcție dacă nouă ne pierd muștele și insectele și bacteriile? Pe ce mai construim? Pentru că noi suntem acum în a șasea extincție în masa speciilor. Marius, te rog, spune punctul de vedere. În primul și în primul rând, cred că cea mai mare dramă pe care o trăim în momentul de față, dincolo de faptul că suntem o specie pe care de dispariție, care nici măcar nu realizează că e pe care de dispariție, este faptul că de-a lungul timpului am reușit să ne creăm o colivie de aur și să trăim într-un neosclavagism, pentru că am înlocuit a fi cu a avea. În momentul de față ne definim, nu toți, dar marea noastră majoritate, ne definim prin a avea, ca atare orice acțiune pe care o facem, o definim prin asta. Vreau să am mai mult, vreau să am nu un televizor, două, vreau două case, vreau două mașini, cinci mașini, vreau la McDonald's super size, cu toate că poate mănânc jumate sau după aia, dacă mănânc tot, mă îngraș și încerc să mă duc să slăbesc. Și uite așa, trăim într-o zonă în care am uitat să ne uităm în interiorul nostru, ne uităm în exteriorul nostru. Legat de pământul arid, legat de ce avem de făcut, gândiți-vă că în momentul de față peste 25% din tot ce avem deșeuri într-un sistem de ce rămâne după ce am scos gazul din deșeurile respective, îl luăm, îl introducem într-un sistem de pirolițe, gen cum erau cei de la Hornets, da? Eco Hornets, în care efectiv scoatem, îl esicăm, îl transformăm într-un biochar. Biocearul respectiv, îngropat absolut oriunde, în cel mai infertil pământ sau chiar în nisip, nu face altceva decât să accelereze creșterea a orice plantăm, pentru că el este igroscopic, își poate absorbi de 10 ori greutatea și volumul în apă, pe care după aceea îl eliberează lent împreună cu săruri minerale către plante. Soluții sunt. Legat de guverne, legat de tot ce se întâmplă, nu putem să ne bazăm pe ei, nu putem să așteptăm să schimbăm noi ceea ce au adus aproape 100 de ani de guvernare. Oamenii fiind definiți de a avea, este destul de greu ca în momentul de față să așteptăm o schimbare de paradigmă în mintea oamenilor, pentru că real mai avem 20 de ani maxim. Și situația devine complet irreversibilă. Putem să facem după aia orice, să renunțăm, să mergem numai pe jos și să nu mai mâncăm, să paștem iarbă noi și oile. Va fi tardiv și inutil. Și o să vedem cum le spunem copiilor noștri, bă, uite, moștenirea mea, poftim. Un teren pe care, un pământ pe care nu mai pot trăi efectiv.
Da, acum interesant este și nivelul de distrugere. Noi nu sesizăm, noi până acum am trăit așa în sânul lui Avram, pentru că ne-au salvat râmele, ne-au salvat albinele, ne-au salvat bacteriile, ne-au salvat toate speciile din ecosistem care au sărit să ne salveze și să se salveze. Ok? Dacă mor râmele, pentru că râmele sunt și niște ființe vii care și ele pot fi infestate și distruse de anumite bacterii care au luat-o razna, că nu-și mai găsesc rolul și rostul. Aici e o mare problemă. Ce facem cu rolul și rostul oamenilor? Că nici ei nu-și mai găsesc rolul și rostul. În clipa de față, una dintre marile probleme este nebunia oamenilor. Ei nu mai știu cine sunt, de unde vin, ce treabă au, încotro se îndreaptă, ce au de făcut, nu-și mai găsesc rolul, rostul și sensul. Din cauza aceasta apar o grămadă de fenomene sociale absolut incredibile. Deci, nu vă mai spun acum despre sinuciderea tinerilor sau altele. Își pierd încrederea în viață. Și simt că s-au născut degeaba, că nu e locul lor acolo. Oare nu se întâmplă la fel și cu speciile? Speciile se pot deprima la fel cum se deprimă oamenii, pentru că nu-și mai găsesc rolul și rostul. Rolul lor este în tovărășie cu alte specii, e în colaborare pentru menținerea ecosistemului vie și pentru generarea amprentei ecologenule. Ăla era rolul pentru care au apărut. Bun. Care e rolul omenirii? Ce părere aveți, domnul doc? Da, suntem o parte din piesă și cred că merită să discutăm lucrurile ce spunea domnul Marinov, că a fi și a avea sunt cele două capete ale dilemei pe care le avem. Este adevărat și ceea ce înseamnă relația ființei umane cu realitatea dovedește clar că ceea ce facem acum nu facem bine. Am făcut o profesie absolut fabuloasă, medicină, medicină critică, chirurgie și practic am fost pe altă planetă timp de 45 de ani, pe o exoplanetă care scria pe ea chirurgie, medicină de urgență. Și am folosit verbul a fi cu tot sufletul, cu disperare. N-am avut viață personală. A consumat totul pentru o singură direcție, pledez pentru armonizarea relației cu realitatea. Trebuie să ai o satisfacție profesională evidentă, că este o preferință de stimulată de abilități cu care te naști, de talent, sau este ceva ce ai descoperit pe parcurs, dar trebuie să performezi rotund, pentru că altfel această minunată entitate, acest spațiu numit om, nu se rostogolește corect. Și ajungi la capătul important al existenței, când ai adunat experiență, când poți să întorci societății ceea ce ai adunat, îți dai seama că ai consumat din resurse într-un mod neînțelept. Și ce spuneați, domnule profesor Colceag, faptul că foarte mulți, din ce în ce mai mulți, aproape toți oamenii dau semne de tulburări grave, de relații cu realitatea, cred că proporția de oameni care au intrat în sindromul de burnout este înspăimântătoare. Și că este un om obișnuit care dă la lopată sau un operator de centrală nucleară, că uite, comemorăm evenimentul de la Cernobâl, consecințele nu sunt aceleași. Nu avem voie să privim viața fără să ținem seama că ai 8 ore de activitate dedicată societății, 8 ore de odihnă obligatorii, în care să pui în condiție de reîncepere a partidei de mâine de șah cu toate piesele puse în ordine și 8 ore în care să te recuperezi, să te pui
în formă pentru a putea te odihni ca lumea. Principiile unui sistem existențial echilibrat sunt lucruri care trebuie aduse la copilul care se formează pentru a intra în lumea biologică și în lumea socială. Dacă dascălul, dacă familia, dacă părinții pot să emită acest mesaj în momentul în care se formează deprinderile și primele amintiri ale copilului, atunci avem șansele ca gândirea și valoarea performanței umane să atingă maximorum atunci când este în perioada de creație maximă. La 30 de ani, 35 de ani, dai ceea ce poți pentru că biologicul te ajută. Dincolo de 60, începi să mergi cu experiența care, combinată cu energia, și pledezi pentru dialogul intergenerațional, combinată cu energia tinerilor, pot să creeze drumuri stabile de dezvoltare, de evoluție normală a unei societăți care devine mai responsabilă cu viitorul ei. Corect. Mulțumesc pentru apreciere. Este foarte corect. Dar, în afară de a fi și a avea, în mod normal, omul mai folosește încă un verb principal, acela de a face. Dacă stăm și judecăm un pic componentele dintre a face și a avea, a face și a fi și a avea, mai găsim trei verbe. A dezvolta, între a avea și a face, a proteja, da? Între a fi și a face. Mai avem și altele, dar problema este ce putem noi să facem. Asta este una dintre marile probleme. Al treilea pion acesta, a face. Oamenii zic, da, și ce o să facem? Ce putem să facem noi? În clipa de față, înțelegem nevoia, înțelegem problema, înțelegem urgența, înțelegem că am fost absolut absurzi și nesimțiți față de mediu, că l-am distrus, că ne-am ucis mama, mai precis. Ce putem face? Cum putem îndrepta? Aici este problema principală. Da? Ce avem de protejat? Ce avem de dezvoltat? Ce avem de învățat? Marius. În primul și în primul rând, domn profesor și domnule doctor, vreau să vă zic un lucru. Mi-am adus aminte de un banc pe care l-am auzit când eram mic, în care la un moment dat se întâlnesc doi oameni și stau de vorbă și zic, măi, mergem și noi să mâncăm? Da. Păi cum mâncăm? Ca oamenii sau ca animalele? Și, bineînțeles, răspunsul corect era ca și animalele, pentru că ecosistemul de care vorbeați mai devreme, noi, oamenii, consumăm mai mult decât avem nevoie. Și animalele, în schimb, consumă strict cât au nevoie, nu mai mult, nu mai puțin. Ucid doar atunci când au nevoie carnivorele și elefanții și cine vreți voi. Consumă exact atât cât au nevoie, ocupă spațiu exact atât cât au nevoie. Bun, ce putem face? Păi în momentul de față e important să ne autoanalizăm, să vedem, băi, eu cât am nevoie totuși? Oare într-adevăr am nevoie de tot? Am nevoie să... era la un moment dat documentarul ăla, Supersize Everything. Am nevoie să îmi iau o super casă, am nevoie să îmi iau o mașină cu motor de 5700 cm cubi. Asta e un prim pas, reducere consum. Un al doilea pas este să urmărim, să susținem trendurile care într-adevăr funcționează. Proiectele care se desfășoară de la mic la mare, și aici a surprins domnul doctor și a zis, hai să ne concentrăm pe cărămidă, să ne concentrăm pe zid. Perfect, există în comunități tot felul de mici proiecte pe care noi trebuie să le susținem. Nu ne putem permite financiar, niciun fel de problemă. Haideți să le susținem cu voluntariat. Haideți să le susținem ducând vorba mai departe. Haideți să le susținem arătându-le la ceilalți. Copiii care se nasc în ziua de astăzi și generațiile care urmează sunt niște generații complet alienate
nu mai au interacțiunea socială pe care o aveam noi, nu mai stau de vorbă cum stăteam noi. Lumea se desfășoară și se mută într-un mediu virtual complet, ca atare. E important să acceptăm asta. Nu o să putem. Pe vremea noastră era rock-ul și pop-ul. Da? Și se uitau bunicii noștri la noi și spuneau că o să ne pierdem mințile. Probabil că așa îi vedem și noi pe cei mici acum. Haideți să folosim instrumentele pe care ei le au și le folosesc și le înțeleg, ca să fie ăsta un mod în care să putem să le arătăm calea mai bună. Cum vă spuneam, noi lansăm un proiect. Ăștia suntem noi. Sub un ONG, bineînțeles, e un NGO, un non-governmental organization. Pentru că asta este modul în care eu gândesc, că dacă m-am născut cu un skill set care mi-a permis să gândesc un asemenea proiect, să-l implementez, există deja câteva proiecte construite, urmează să facem încă două proiecte în Africa și așa mai departe. Înseamnă că modul în care eu pot să fac asta este să mă asigur că pe bucata mea de waste management lucrurile se întâmplă. Dar mai există și alte bucăți. Există partea de cercetare, există partea de clean energy, există partea de renewables. Și aici ne uităm la lucruri simple. Un bec schimbat în casă cu un bec pe LED, un pur și simplu spălatul pe dinți. Ce ar fi să ne spălăm pe dinți, dăm drumul la apă, udăm periuța, umplim apa, ne spălăm pe dinți, după aia clătim periuța. Adică sunt acțiuni care aparent par atât de mici, dar în momentul în care te uiți, vorbim de periuța de dinți, că tu lași apa aia pornită 3 minute că te speli pe dinți și în alea 3 minute tu arunci vreo 20 aproape de litri de apă și mulțești asta cu nu toată planeta, jumătate din populația planetei. O să vezi că tu arunci efectiv în jur de 70 de miliarde de litri, adică 70 de milioane de metri cub, doar pentru că nu ai închis un robinet în timp ce te-ai spălat pe dinți. Gesturile mici, toți avem acest hero complex în care ne dorim să facem lucruri mari. Să știți că marea, un ocean nu este altceva decât o adunare de picături. Fiecare picătură contează. O picătură care lipsește din ocean face oceanul ăla mai sărac. Și ca atare, o acțiune mică pe care noi o facem, multiplicată, ajunge să transforme tot în jurul nostru. Pentru că noi ca și ONG avem un motto care e foarte simplu. Tu ești exemplu. Foarte frumos și foarte corect. Am întâlnit la un moment dat în preajma premiantului Nobel Muhammad Yunus un domn din Germania care a avut o inițiativă interesantă și îmi povestea cum s-a întâmplat. În orașul lui, în Wiesbaden, era o grămadă de tineri care pierdeau vremea, spărgeau geamurile, zgâriau mașinile, erau protestau în felul lor. El s-a dus la primar și a spus, te rog, strânge, că vreau să le vorbesc. Primarul a ascultat și a strâns, nu știu cum a făcut, dar a strâns pe toți într-o sală. Și personajul respectiv, de care povesteam, le-a spus așa, măi, dragilor, vouă vă place guma de mestecat aruncată pe stradă și călcată în picioare? Păi da, ce nu-i treaba mea cu guma de mestecat? Măi, e urâtă. Ce ziceți voi dacă ea spune un zâmbet cu carioca pe fiecare gumă călcată, un zâmbet și doi ochișori? Nu s-ar face lumea mai bună? N-ar fi mai fericiți? Nu ar răsări soarele mai frumos? Și le-a plăcut ideea tinerilor. Și au luat carioce de la primărie fiecare și s-au ciucit pe stradă și le-au pus zâmbete și ochișori. Am fost și am văzut cu ochii mei. S-a modificat totul. Deci oamenii au început ei să se bucure. Tinerii au început să se simtă utili. Că până atunci se simțeau inutili și aruncați la coșul de gunoi. Și consecința a fost extraordinar de interesantă. Ei au început să devină creativi. Au luat din gunoi, bucăți de lemn, le-au recuperat, le-au rearanjat. Am văzut magazine făcute de ei, magazine în locuri în care nu exista nimic, erau locuri goale, în care făcuseră totul din deșeuri.
erau scândurile uzate și cu urme de vopsea pe ele. Făcuseră un mic restaurant în care serveau bucate făcute de ei, un loc de joacă pentru copii. Deci era absolut minunat. După care s-a schimbat complet paradigma. Ei au vrut, au simțit bucuria de a face ceva pentru societate. Nu numai că n-au mai spart geamuri, dar s-au dus la primar și au cerut să le dea altceva de făcut și altceva. Și au aranjat parcurile, au curățit tot. Deci și-au găsit utilitatea. Ei, cum stăm cu utilitatea, domnule doctor? Oamenii, copiii ăștia care au fost ținuți în casă, au fost băgați în carantină, nu? Așa, închisoare la domiciliu, mai se simt utili undeva? Câte nevoie are mediul natural de utilitatea și de utilizarea energiei umane ca să fie salvat? Cum îi direcționăm pentru a deveni utili? Mă întrebați dacă au vreo șansă să se exprime din punct de vedere social mai devreme decât noi adulții le dăm șansa să intre în piața cea mare de schimburi sociale. Și avea înainte două comentarii referitor la cele ce s-au discutat până acum. La vârsta la care am ajuns, pentru mine viața este un Everest, unde Tenzing și cu Hillary au ajuns pentru că exista, a fost o provocare, viața este o provocare, dar trebuie să înțelegem că pe măsură ce te apropii de vârf, treci de 8.000, acele 884 de metri peste, înseamnă o scădere a cantității de oxigen și efortul e mai mare. Distilarea între resurse și capacitatea de a atinge obiectivul propus este o înțelepciune de pregătire și dacă din curiozitate sau din adolescența care are nevoie de măcar de vise, explorez care au fost argumentele care au provocat omenirea să cucerească aceste excepții ale Pământului, că e groapa Marianelor cu Picard, că este Everestul, înseamnă că provocările sunt luate de oameni și cu atât mai mult sunt preluate de tineri. Vedeți responsabilitatea aceea generație de tineri și-au luat rolurile în serios și au rezolvat mai mult și au pus creația, partea de creativitate în asta se poate întâmpla foarte, foarte ușor, absolut foarte ușor. Particip la programe intergeneraționale și la Fundația Principesa Margareta și vă spun, copiii sunt absolut fabuloși. Din familii dezavantajate au ajuns să se exprime creația artistică, performanță școlară, absolut senzațional. Și cealaltă comentariu pe care vreau să-l spun, așa cum ziceați și dumneavoastră și domnul Marinov, este problema vizualizării mesajului, deci transferul de cunoaștere. Dacă ținem seama că 95% din informația pe care o trecem de la unii la alții trece sub formă de vizual, vizualizarea înseamnă o creștere a capacității de convingere. Toate aceste argumente pe care un expert în protecția mediului și a utilizării resurselor irosite din mediu le pune pe masă, dacă vor fi prezentate cu un suport vizual consistent și bine, acum se poate. Tehnologia îți permite să faci mesaje foarte subtile și uitați-vă ce forță are Attenborough când îți prezintă efectele impactului nesimțirii umane asupra speciilor care sunt pe cale de dispariție. Vizualizarea, în educarea și în transferul de cunoaștere de la cunoașterea avansată la decidentul politic sau administrativ trebuie să devină o regulă zilnică. Televiziunea de stat, radio de stat cu suportul tehnologic trebuie să intre în strategia de dezvoltare și de reașezare a țării. Transferul de cunoaștere trebuie să iasă din biblioteci, trebuie să iasă din universități, să iasă outdoor, să iasă în stradă.
efortul pe care îl facem și cei care sunt în diasporă și pentru mine sunt o componentă a soluțiilor de ieșire din criză, înseamnă oameni care au cunoaștere, au experiență, au expertiză în a transfera cunoașterea spre bani mulți. Când discutăm de cifre mari, sunt altfel argumente. Te duci cu un proiect foarte scump, un trilion. Un trilion este o glumă, o glumă, cum spuneați, domnule Marinov, ca să poți să rezolvi o problemă de mediu. Un trilion, dacă o scoți, un moratoriu de un an de zile din bugetele de militare, este o glumă, nu-l simte nimeni. Trebuie să începem să înțelegem că putem să ne schimbăm înțelegerea lumii dacă transferăm cunoașterea într-o formă consumabilă. Dacă limbajul, dacă semantica pe care încercăm să o folosim, că și România ca orice națiune are și inteligențe subtile care pot să construiască un mesaj de transformare rapidă a societății și acești copii să nu ajungă să devină dușmanii generațiilor mai avansate și să discutăm cu plăcere și în familie și în societate și pe stradă soluții care dau satisfacție tuturor. Nu este numai să trăiești. Contează la sfârșit ce vezi. Dacă te uiți înapoi, să vezi dacă satisfacția vieții a meritat efortul sau nu. Dacă a meritat să urci pe Everest sau nu. Dacă a meritat sau nu să plonjezi în groapa Marianelor. Și eu vă spun că merită. Interesant, în primul rând, pentru că avem un alt tip de resurse. Nu sunt doar resursele materiale, nu sunt doar resursele vii, nu sunt doar resurse minerale, sunt resursele de cunoaștere. Și ne gândim la vechile proiecte care au fost abandonate, a societății bazate pe cunoaștere. Ca să consum puțin, da? Trebuie ca tu să fii echilibrat. Dacă ești dezechilibrat, simți nevoia să consumi foarte mult. Un om care consumă puțin are un metabolism extraordinar de echilibrat. Are un metabolism social extraordinar de echilibrat. Unul care este dezechilibrat vrea să fălească, vrea să iasă în față cu averea lui, cu puterea lui. El însuși e fragil ca om. De-aia vrea să se și arate că se e tare, mare, puternic și caută poziții supreme. Și asta este o problemă psihologică pe care o vedem și la conducătorii lumii, printre altele. Chiar dacă sunt inteligenți, sunt dezechilibrați. Societatea bazată pe cunoaștere ar trebui să echilibreze. Putem lua cunoașterea ca o resursă necesară în metabolizarea deșeurilor și a gunoiilor? Ce părere ai, Marius? Bineînțeles. Cunoașterea este o resursă care, în primul și în primul rând, e inepuizabilă. Pentru că mari filozofi spuneau, pe măsură ce am ajuns să cunosc mai multe, mi-am dat seama cât de puține știu. Ca atare, trăim într-o perioadă în care mediul online are și părți pozitive, toată ce înseamnă partea de social media, tot ceea ce înseamnă această mutare către telefonul mobil care a devenit un mediu de informare principal în viața noastră, nu face altceva decât să ne bombardeze cu foarte multe informații. Rămâne la latitudinea noastră sub ce măsură reușim să facem o scindare în aceste informații, să ne uităm un pic la ele cu atenție, pentru că există, ca în absolut orice, și balastru, din păcate, mai mult decât ne-am dorit. Când vorbim de deșeuri și când vorbim de reciclare, când vorbim de sustenabilitate, fără cunoaștere, sustenabilitatea nu există. Pentru că dacă tu nu cunoști un sistem, nu cunoști cum să interacționezi cu el, degeaba te mai chinui. Asta e motivul pentru care noi avem o întreagă campanie care o să pornească într-o o lună și jumătate, în care o să aducem tot conceptul și tot ceea ce construim noi în tot ceea ce înseamnă social media și aici mă bazez foarte, foarte, foarte mult pe tot ceea ce înseamnă românii care trăiesc astăzi în diaspora,
pentru că sunt niște oameni expuși, sunt niște oameni expuși câteodată unui mediu ostil, unui mediu foarte concurențial, dar care răsplătește, că tot vorbim, cunoașterea. Răsplătește capacitatea românului de a învăța cu ușurință, de a fi un foarte bun deschizător de drumuri și care are un grad de adaptabilitate foarte înalt. Ca atare, oricum, sunt român și mă mândresc cu asta. Sunt mândru cu faptul că m-am născut pe plaiurile astea mieritice. Pe de altă parte, sunt un pic dezamăgit de modul în care în momentul de față cei care conduc au înțeles urgențele pe care le avem cu adevărat. Da, probabil că în timp o să învățăm să le mitigăm și pe astea. Revenind la cunoaștere. Este extrem de important și fără cunoaștere, sustenabilitate, reciclare, sisteme funcționale n-au cum să meargă. Înseamnă că trebuie să schimbăm complet și sistemul de educație. Pentru că au apărut alte priorități. Au apărut alte priorități. Sunt urgențele. Urgențele care ne duc acum către soluții care sunt nu neapărat și vizibile. Unele dintre ele sunt așteptate, altele vor cere niște eforturi considerabile ca să poată fi puse în practică. Dar efortul de a înțelege, de a găsi soluții și de a remedia problemele, de a putea aduce sustenabilitatea, ne face și pe noi sustenabili. În orice caz, în clipa de față, nu cred că o să mai meargă vreodată sistemele piramidale. Rețelele vor mai funcționa destul de bine, pentru că pot împrăștia cunoașterea. Pot împrăștia soluțiile, pot împrăștia înțelegerea. Eu nu mai văd nici canale de presă funcționând pe ce funcționează astăzi. Micile scandaluri, întâmplările de distracție sau de nenorocirea întâmplată uneia și altuia, fără să le dea soluția. Mi-aduc aminte, domnul doctor, că am găsit odată în podul casei bunicii un calendar făcut, nu un calendar, și o cărțulică, prin anii 30. Era un calendar agricol în care spunea la fiecare zi a săptămânii ce are țăranul de făcut și cum poate să acționeze. Din păcate, nu mai există acel document. Ar fi fost frumos să mai am, dar nu mai am. Și spunea așa, a venit primăvara, trebuie să știi să pui porumbul la timp. Dacă îl pui prea devreme în pământ, îngheață și nu germinează. Dacă îl pui prea târziu, cresc buruienile. Când știi că trebuie să-l pui? Îți dai nădragii jos, te așezi cu curul pe pământ și dacă nu ții îngheață în 5 minute, pune porumbul. Scurt. Era cu rețete practice, de la cap la coadă. Eu cred că în condițiile astea, sistemul poate funcționa și în zilele noastre. Cu rețete practice. Oamenii nu știu ce să facă, cum să facă. Bun. Aici cunoașterea nu mai este înaltă. E o cunoaștere dedicată exact pe fiecare bucată în parte. Bun. Aceste deschideri de cunoaștere pe care trebuie să le scoatem la suprafață sunt marea noastră avere. Sunt semințele care ne-au rămas și pe care le moștenim de la generațiile trecute. Trebuie să le scoatem la suprafață. I-au trecut prin diverse crize, au scăpat. Într-un fel sau altul. Cum au scăpat e o problemă interesantă. Ne vom ocupa de acest subiect în emisiunea viitoare. Vă doresc numai bine!